Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, avem breaking news peste breaking news, pentru că așa e în tenis, se întâmplă lucruri în România. Celebrul chirurg Lucan, arest la domiciliu, așa au decis judecătorii în urma contestației făcute de procurori, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că pe 22 decembrie Tribunalul București a respins cererea procurorilor DICO de arestare preventivă a medicului Mihai Lucan. Astăzi însă judecătorii au spus: da, Mihai Lucan trebuie să stea în arest la domiciliu. Amănunt are colega mea, Liliana Năstase. Bun găsit, Liliana! Bun găsit! Decizia Curții de Apel București este una definitivă, cel puțin pentru următoarele 30 de zile. Medicul Mihai Lucan va sta în arest la domiciliu. Asta după ce procurorii DICO au contestat măsura luată de Tribunalul București, anume plasarea medicului sub control judiciar. De altfel, judecătorul de la Tribunalul București, care a decis cercetarea în libertate sub control judiciar a medicului Mihai Lucan, a desfințat în mare parte acuzațiile aduse de procurorii DICO, spunând că multe dintre ele nu se bazează pe probe concrete. În același dosar este cercetat și fiul medicului Mihai Lucan, însă acesta, conform deciziei dată astăzi de Curtea de Apel București, va rămâne în continuare sub control judiciar. Inițial, procurorii DICO ceruseră arestarea preventivă a medicului Mihai Lucan într-un dosar cu infracțiuni economice, în care prejudiciul, spun anchetatorii, s-ar ridica la peste 1 milion de euro. Mulțumesc, Liliana. Cu noi prin telefon jurnalistul și consultantul politic Dan Andronic, directorul evenimentului zilei. Bun găsit, Dan! Bună ziua, ex-consultant politic, mulțumesc! La mulți ani, ce mai fi, nu știm acum, nu mai contează. Ideea este că ești un reportaj jurnalist și voi, în evenimentul zilei, a scris de ună zi faptul că, și ați dezvăluit faptul că aparatul acela de criogenie, nu știu cum se mai numea el, de fapt era a institutului privat al lui Lucan, nici de cum a institutului de stat, adică ați pus cumva cărțile pe masă și a spus că procurorul de la DICOT a făcut un abuz. Dar iată că acum judecătorii au spus Mihai Lucan trebuie să stea în arest la domiciliu. Cum comentezi decizia judecătorilor și ce pericol poate reprezenta Lucan? Aici trebuie separate puțin lucrurile, în sensul în care una sunt apărările pe fond și, dacă vreți, toată această poveste cu aparatul cui aparținea intră în fondul dosarului și decizia pe care au luat-o judecătorii, care vizează cu totul altceva, nu vinovăția, și eventualul pericol, în sensul în care poți interveni în dosar, poți influența martori, poți schimba documente și așa mai departe. Deci sunt două lucruri diferite care nu au legătură cu vinovăția, ci cu posibilitatea de a împiedica un parcurs normal al justiției. Aici rămâne o chestie de o problemă de apreciere. Avem un judecător care a stabilit că reputatul chirurg poate sta în libertate și alți judecători care au stabilit că acest lucru trebuie să se întâmple deocamdată în arest la domiciliu. Dar asta nu înseamnă că domnul Lucan este vinovat. Odată. Doi, faptul că aparatul aparținea clinicii profesorului Lucan este o realitate. Nu prea înțeleg cum ea s-a putut mistifica în halul în care s-a mistificat. Nu cred că este singura acuzație, că dacă era singura acuzație, se terminau repede lucrurile. Însă undeva în subsidiar, și noi în evenimentul zilei vom dezvălui aceste lucruri săptămâna viitoare, bătălia de fapt se duce pentru piața de transplant. Este, jocurile sunt mult mai murdare și mai ample decât ne închipuim. Așa cum am spus și am arătat înainte de a începe aceste discuții referitoare la taxa de clawback, interesele industriei producătoare de medicamente de a renunța la, a face România să renunțe la taxa de clawback prin crearea unor crize artificiale, după părerea mea, la această oră suntem în aceeași situație, numai că vizează o piață transplant, care înseamnă foarte mulți bani, foarte multe interese și care nu are legătură, din nou, cu sănătatea oamenilor. Deci săptămâna viitoare veți publica această anchetă, o să comentăm, doamna Andronic, mulțumesc frumos. Ceea ce vreau să vă spun, domnul Botin, un singur lucru. Te rog. Chirurgul Lucan până la această oră a făcut 2000 de transplanturi în partea renală și, ceea ce iar nu s-a spus, 25 de transplanturi
de pancreas. Da. Mulțumesc frumos, Dan Andronic. Mergem tot cu o veste din nefericire neplăcută. Flăcări devastatoare, oameni buni în centrul capitalei. 7 oameni evacuați. Colega mea, Alina Sorocean, știe mai multe. Bun găsit, Alina, ce se întâmplă acolo? Bun găsit, din fericire incendiul a fost lichidat. Sunt 7 persoane care au fost evacuate dintr-un bloc cu 4 etaje după ce incendiul a izbucnit la etajul 3 al blocului. Au fost flăcări mari, însă pompierii au reușit să lichideze incendiul. A fost și foarte mult fum. Tocmai din acest motiv, imediat oamenii care se aflau în apartamente au ieșit din casă. Vorbeam cu o parte dintre vecinii care îmi spuneau că simțeau pur și simplu că se sufocă, au ieșit înainte chiar să ajungă pompierii la fața locului. Au fost chemate 4 autospeciale cu apă și spumă, o autoscară și mai multe echipaje SMURD. Am văzut chiar și un vârstnic care a primit îngrijire medicale, însă starea lui de sănătate este una bună. Din fericire nu sunt persoane rănite, se fac verificări și a fost deschisă o anchetă pentru a vedea din ce cauză a izbucnit acest incendiu. Rămâne de văzut ce vor stabili anchetatorii. Da, pentru detalii. Bă, evenimentele s-o precipită, oameni buni. Bine v-am găsit, cum spuneam, la TOC B1. De ora 16 am avut un arest la domiciliu, am avut un incendiu devastator și-l avem pe Mălin Bot, care prea caută ceea ce găsește. Bun găsit, Mălin! Bun găsit! Unde ești și ce faci și de ce te-ai luat iarăși în contre cu jandarmii? Nu, eu nu m-am luat în contre cu jandarmii, nu am nimic, aici e tot. A venit un grup de protestatari, Cristi Didea, îl știți, am venit cu Petru Cristin, m-am pus în față cu PSD, au pus o portavoce în copac, mă rog, deși am tăiat copacul cu Cristi Didea de echipament, al venit utilizat sau cat în copac, cea. Și eu am venit să ocupăm protestul, n-am strigat nimic, n-am făcut nimic, pur și simplu mi-am filmat opiniile și am înregistrat protestul. A venit inițial poliția, secția 2 de poliție, care pe această stare de fapt a constatat că se tulbură ordinea și liniștea publică și a întrebat cine a reportat vocea, ce a aplicat sancțiune pentru cel cu portat vocea. A mai constatat poliția de ordine publică faptul că, așa cum prevede legea privind manifestațiile publice, manifestația în fața sediului unui partid nu are nevoie de autorizare. Au rămas numai cu sancțiunile de niște publice. Pe mine m-au recunoscut ca ziarist, mi-au zis să trăiți, domnul Mălin Bot, ce mai faceți, bine, mulțumesc. Mai urcă-te în dubă o dată, dacă e cazul. Așa, după care poliția a plecat și ne-am trezit peste 40 de minute că vine un echipaj extins al jandarmeriei cu tupă, cu vecele, cu toată povestea. Au dat buzna peste noi. Inclusiv pe jurnaliști de mari care documentați și clasici. I-au legitimat pe toți, au cerut să mă legitimeze și pe mine, și eu nu făceam nimic, repet, eu stăteam și filmam cu telefonul. L-am întrebat pe domnul jandarm, dar cu mine ce aveți și cu ziaristul german? A zis nu, că noi considerăm că și tot participați la proteste, inclusiv ziariștii. Și ne-au informat că ne vor amenda pe toți, inclusiv pe ziaristul german, pentru că participă la proteste. Omul care a venit, care filmează jurnalistul german, este absolut șocat, nu înțelege nici acum ce se întâmplă. Pe el este sancționat ca jurnalist, ca și mai l-am mai întâlnit. Asta este jandarmeria română, nu știu să zic, adică mi se pare... Da, Mălin, eu cred că aparatul ăla de bruiaș din fața, ești acolo în față la PSD, nu? Da, da, da. Cred că aparatul ăla de bruiaș funcționează în continuare. Încearcă, te rog frumos, să te miști vorbind ca să prindem o undă de semnal ca lumea să înțeleg și eu. Până atunci, eu prezint invitații, consultatul politic George Râpă, bun găsit, George. Bună ziua. Jurnalistul Ștefan Edveș, jurnalist TV și Capital, bun găsit, Ștefan Edveș. Mălin, până la urmă, ce proteste? Că tot n-am înțeles. Acum ne apucăm de protest în fiecare zi, că nu-i nimeni acolo la sediu, doar aparatul de bruiaj. M-auzi, Mălin? Nu mă mai aude deloc. Păi, înseamnă că e acolo aparat de bruiaj acolo. Mălin, nu ne auzim, nu ne auzim, deci funcționează bruiaj. Ne auzim mai bine. Da. Hai, o să ne auzim când o să ne auzim. Acum ideea este în felul următor, că iar s-au luat în bâjă cu jandarmii protestatari. Am recunoscut geaca roșie
care s-a aflat acum câteva zile în copac. Copacul nu mai are creangă, deci geaca roșie nu s-a mai suit pe creangă, dar acolo există o cutumă. Conform căreia, paznicul de la PSD sună repede la jandarmi. Boss, ia, veniți voi, că iar au venit niște oameni să protesteze, să deranjeze. Ce? Că nu se întâmplă nimic la sediul PSD. Care va să zică George Râpă? Ce? Acum și Mălin caută, cam prea caută ce vrea. Adică s-a nimerit și el pe acolo, pe la protest. Până la urmă e dreptul democratic, constituțional și al acelor oameni să protesteze și al lui Mălin Bot să meargă cu telefonul și să filmeze ce dorește lui, ce dorește el. Așa cum și noi, dacă vrem să ieșim pe stradă la un protest, un meeting sau orice alt eveniment de genul ăsta, avem dreptul să filmăm, chiar să facem live pe internet și așa mai departe. Ceea ce mi se pare că s-a schimbat însă în ultimele 2-3 luni este modul de intervenție a jandarmeriei și a poliției în astfel de cazuri. Pentru că intervenția de acum câteva zile împotriva lui Mălin Bot, adică a fost băgat cu forța în dubă, deși el pe lege se legitimase, așa cum îi cerusere polițiștii, deci nu aveau absolut niciun motiv să-l ia la secție, este dublată de alte evenimente. Am avut în toamnă celebrele povești cu caii, da, care au ieșit să sperie puțin protestatarii. Am avut o activitate a jandarmerilor din ce în ce mai dură față de protestatari, în noiembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Și am avut o chestiune la Timișoara, în urmă cu câteva zile, pe care eu sincer să fiu nu o înțeleg. Dar presa de acolo scrie că diferiți oameni care au promovat protestele, înțeleg că pe 20 ianuarie se dorește să organizeze un protest mare la București. Deci cei din Timișoara care au promovat acest protest pe Facebook au fost chemați la poliție. Ori chestia asta, nu știu cum să zic, se întâmplă în Rusia lui Putin, se întâmplă în Iranul ayatollahilor, în Turcia lui Erdogan, dar asta nu se întâmplă într-o democrație euroatlantică. Hai, revenim la Mălin Bot, poate ne auzim acum. Mălin, ne auzi? Da, hey, da, auzi. A, gata, ai scăpat de bruiaș. Bun, Mălin, întrebarea mea este următoarea. Era vreun protest sau pur și simplu v-ați adunat acolo să nu știu ce? Adică... Deci a venit Cristi Dide cu încă doi... băieți care vin la proteste cu un banner și cu o portavoce în care cântă o melodie hip-hop care condamnă PSD-ul pentru corupția din PSD. Despre asta era vorba, pur și simplu, nimic altceva. Și vă repet, la această stare de fapt au venit polițiștii și au constatat că pentru această faptă este contravenția de tulburare a ordinii și liniștii publice și au aplicat 3 sancțiuni. Eu fiind la fața locului, polițiștii m-au recunoscut că sunt jurnalist. Așa. M-au salutat. Mi-au spus că le pare foarte rău pentru ce au făcut băieții de la jandarmerie și că nu înțeleg de ce fac asemenea abuzuri. Și și-au văzut de treaba lor polițiștii. După 40 de minute au venit jandarmii care au legitimat din nou oamenii care au mai fost odată sancționați de poliție. Și asta este prima problemă, pentru că e un principiu din dreptul roman. Nimeni nu poate fi sancționat de 2 ori pentru aceeași faptă. Plus... au cerut să mă legitimez și eu, plus au cerut să legitimeze un jurnalist german care este aici și o altă jurnalistă care aveau legitimațiile de presă la gât. Eu aveam legitimația de presă în buzunar. Și mi-au cerut buletinul și au spus că ne amendează și pe noi și pe jurnaliști pentru că ei consideră că și noi participăm la protest. Deși eu vă repet, o să vedeți imagine, eu nu făceam nimic, nu protestam când au venit la mine. Tu... eu stăteam pur și simplu și mă uitam. Bun, Mălin, dar acum toată lumea ar putea să se întrebe și hai să fim sinceri până la capăt. Adică voi o căutați cu lumânare, adică vreți să-i provocați. Acum... păi cum adică îi provocăm? Cu ce îi provoc eu? Păi, ca jurnalist? Tu ca jurnalist, nu, dar uite, Dide, cu portavocea și acum, știi cum e? Adică lumea e împărțită în momentul de față. Numai un pic, ascultă-mă. Te rog. Dide nu a zis că este un abuz, că a fost sancționat la tulburarea ordinii și liniștii publice, că, adică problema nu este cu asta. Problema este cu jandarmii care aplică de 2 ori aceea sancțiune. Păi da, dacă faci, asta e principiul din zi, din lege, dacă faci aceeași poveste știe orice student de la drept. Păi da, o persoană nu poate fi sancționată de 2 ori pentru aceeași faptă. Nu se poate așa ceva. Și dacă polițiștii au venit și au constatat la o stare de fapt, dar cum că legea este într-un fel și au dat o amendă. Nu poate să vină jandarmeria să amendeze încă o dată pe aceeași. Dar de unde au apărut jandarmii? Că asta mă interesează. Nu știm de unde au apărut. Și numărul 2, vreau să vă spun ceva foarte important. Pentru că eu, pentru situația de astăzi, să mă adresez din nou parchetului militar.
Și de acum încolo, de câte ori îi mai fac un abuz, eu mă adresez parchetului militar. Și dacă o să ajungă toți angajații jandarmeriei să meargă la parchet să dea declarații din cauza lui Mălin Bota, asta se va întâmpla. Ce vreau să vă spun, legea jandarmeriei prevede, jandarmeria nu are dreptul să legitimeze, la fel ca poliția, pentru că ei au altă lege, fără motiv. În legea jandarmeriei se specifică clar situațiile în care jandarmeria legitimează. Și spune legea, legitimează în momentul în care cineva dorește să intre într-un perimetru legal delimitat și păzit de jandarmerie sau dacă cineva comite o contravenție sau o infracțiune. Ori, un jurnalist care filmează ceva nu comite nicio contravenție, de ce i-au legitimat abuziv jurnalistul german care a fost acolo, colega ziaristă de la Passport Production care a fost acolo și pe mine. De ce i-au legitimat abuziv? Ție nu ți se pare curios faptul că jandarmii apar odată cu tine pe acolo? Cum ești tu cop și jandarmii? Opinia... Acum eu ce să zic? Și-au pus în cap cei de la jandarmerie să mă vâneze treaba lor, dacă atât îi duce pe capul treaba lor. Da. Problema este că este un abuz care, pe care eu nu-l voi tolera. Dar și pentru ai întrebat jandarmii, jandarmii, cu respect, domnule, pe dumneavoastră cine v-a chemat, că a fost poliția mai înainte, cine v-a chemat pe dumneavoastră, ca să știu, erau iarăși aia de la 22 ca rom sau i-am cine? I-am întrebat și nu au vrut să-mi spună cine i-au chemat. Bine. Și de ce au venit. Mulțumesc, Marin. Dar, înțelegeți? Deci, da. Frumos, aș vrea telespectatorii să înțeleagă situația. Deci, este o stare de fapt, cineva face ceva și vine poliția, o autoritate a statului, care zice, domne, dumneata ai încălcat legea în felul ăsta și dă o amendă. După care vine jandarmeria și zice, nu, ai încălcat mult mai rău legea. Și dă încă o dată amendă. Adică reaua credință a jandarmeriei este dovedită prin faptul că ei iau alte măsuri legale, excesive, diferite de cele luate de poliție, cu jumătate de oră înainte. Că dacă n-ar fi venit poliția și ar fi venit numai jandarmeria, puteam să mai dezbatem. Dar în situația în care a venit poliția și pe aceeași lege, în aceeași țară, a făcut ceva și după 30 de minute, 40 de minute vine jandarmeria și pe aceeași lege, în aceeași țară, face mult mai mult și mult mai grav, înseamnă că orice om ar trebui să înțeleagă că este o problemă cu jandarmeria română, este un abuz. Stai, că acum îl căutăm pe prietenul tău, Ienache, de la Putătorul de Cuvânt. Vreau să spun ceva foarte important tuturor jandarmilor care se uită la televizor și știu că se uită, oameni buni, luați exemplu de la polițiști, v-au dat o lecție de verticalitate. În momentul în care niște politicieni cu probleme au încercat să vă... să sancționeze niște profesioniști sau să ducă instituția către niște abuzuri, polițiști au luat atitudine. V-au dat exemplu, dragi jandarmi, de verticalitate. Nu mai acceptați aceste ordine abuzive. Faceți exact cum au făcut polițiștii, luați exemplu de la ei. Așa trebuie să reacționeze oamenii dintr-o instituție când o instituție este folosită abuziv împotriva legii. Legea jandarmeriei prevede la articolul 1 că jandarmeria apără și protejează drepturile și libertățile cetățenilor, drepturile constituționale. Cu asta trebuie să se ocupe jandarmeria, nu să ia pe liniștea infractorului Liviu Dragnea, că încă nu s-a introdus în codul penal tulburarea ordinii și liniștii lăuntrice a infractorului. Oprește-te, nițel, că încercăm să dăm de domnul Ienache, că eu știu că trebuie să le fac ca la carte aici, că ne iau de la cineva de vorbe singur, să ne ocupa la domnul Ienache. Acum cum e? S-au liniștit treaba? Ați primit procesul verbal? Cam ce amendă v-au dat polițiști? Ia zi-mi și mie suma. Mie poliția nu mi-a dat nicio amendă. Au fost amendate 3 persoane de către poliție cu 500 de lei, 500 de lei pentru tulburare ordinii și niște publice. Am înțeles. 500. Și acum, în timp ce vorbeam cu dumneavoastră, jandarmul m-a chemat la dubă și că să-mi dea mie procesul verbal. Adică ai și tu bucuria, nu? Eu am de la jandarmerie, pentru că poliția a înțeles că eu nu încalc nicio lege și că auzi, să dea lege, n-are de ce să mă amendeze. Marin, haz de necaz acum. Întreabă și tu cât e abonamentul, să vezi dacă îți permite bugetul, serios acum, că la amenzile astea pe care le luați voi pe acolo... Oricum le voi contesta, oricum le vom anula în instanță pentru că sunt abuzive. Mă voi duce la parchet cu ele pentru abuz în serviciu, pentru că ăsta este un abuz ce fac ei. Tot acest scopul pentru care Dragnea, prin secretara Carmen Dan, dă ordine să mă amendeze jandarmeria, este ca să-mi blocheze dreptul meu de a-mi exercita profesia. Despre asta e vorba.
Da, hai. Vorba despre asta. Am înțeles. Exact. Mulțumesc. Despre asta este vorba. Mulțumesc, Mălin, mulțumesc. Toate bune. Bun, George Râpă, Ștefan Edveș. Deci iar scandal, iar Mălin Boț, iar cu niște ziariști, iar cu Didi ăla. Acolo, dă-i cu portavocea, sună ăla la 1-2, vine depinde poliția, le dă o amendă. Depinde ce melodie era în portavoce. Hip-hop. Depinde. Era așa. O melodie hip-hop. Le dă o amendă, vine jandarmeria, le mai dă poate una. Poate să fie o melodie hip-hop cu anumite, cu anumite versuri și anumite. Probabil că jandarmeria a oprit, a auzit melodia hip-hop. Cine știe ce melodie era? Poate erau rocker. Hai, mă, deci a trecut jandarmeria cu departe capotanila și a auzit melodia. Nu, pe și bune, adică probabil că și din cauza asta s-a oprit jandarmeria și a aplicat amenda respectivă. Faptul că zilnic se strâng acolo e dreptul fiecărui om să protesteze unde vrea. În fața guvernului, bun, în fața unui partid. Hai că avem treaba, să protesteze când mai vor ei. Băi, oameni buni, eu m-am gândit astăzi să vorbim despre... despre ceea ce se întâmplă în sistemul sanitar. Și este un vașnic săpător de, de nereguli, așa, e colegul Cătălin Tolontan. Cu echipa sa tot găsește tot felul de minuni de genul acesta. După ce a scris și a răscris despre scandalul Exit Pharma, despre care nu se știe absolut nimic, e bine, Cătălin Tolontan a găsit la spitalul Ilfov niște lucruri care frizează până la urmă evul mediu mental de această dată. E bine, în spitalul Ilfov, corpul de control al ministrului sănătății a descoperit râsul plânsului. De exemplu, se sterilizau pentru gravide tot felul de lucruri care țin de igienă extrem de strictă. În ce? Se sterilizau în găleți. Da? De asemenea, gravidele erau plimbate între etaje în timp ce o firmă privată are acolo în regim hotelier. Și multe astfel de lucruri. Noi, curioși, zicem în felul următor. Dom'le, hai să trimitem și noi cineva la spital să stăm de vorbă cu oamenii ăștia, să aflăm despre ce este vorba. Am rugat-o pe colega mea, Diana Bune, să meargă până la spital și o salutăm pe această cale. Diana, bun găsit! Ai reușit să vorbești cu cineva? Bun găsit! Până în acest moment nimeni din partea spitalului nu ne-a dat acordul de a intra în unitatea spitalicească. Cert este că informațiile sunt de speriat, ceea ce se întâmplă dincolo de gardul acestei instituții. Cert este că o gravidă, pentru a ajunge în blocul operator, trebuie să traverseze două secții, și anume imagistică medicală și ortopedie, apoi să coboare două etaje în travaliu fiind pentru a ajunge pe masa de operație. Toată această situație în condițiile în care pe același nivel cu blocul operatoriu există o firmă care iată pune la dispoziția pacientelor cu dare de mână posibilitatea de a se interna în regimul hotelier în respectivele saloane. Mai mult decât atât, în 2017 în această unitate spitalicească au fost întâlnite 116 cazuri de infecții nosocomiale, în condițiile în care în 2016 au existat doar 56 de astfel de cazuri, iar în 2014 nu a existat nicio astfel de infecție nosocomială în Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov. Până în acest moment, nici ministrul Florian Bodog și nici președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, nu a oferit niciun fel de informație cu privire la situația din Spitalul Județean de Urgență Ilfov. Noi am încercat să îi contactăm, dar răspunsul a lipsit. Bună ziua, Ana Bone, Cătălin Tolontan prin telefon. Bun găsit, Cătălin. Bună ziua. Cătălin, te rog frumos să ne povestești și nouă până la urmă ceea ce se întâmplă și ce ați descoperit voi acolo și iată, am încercat și noi să aflăm, să luăm un punct de vedere la acest spital Ilfov, da? Ceea ce a scris voi în Gazeta Sportului și nu numai, și pe blogul tău, ne-a făcut să ni se ridice părul pe ceafă, pur și simplu. N-au înțeles nimic oamenii ăștia din lupta asta cu dezinfectanții și cu infecțiile nosocomiale? Rezumatul colegii voastre este foarte bun. Cred că publicul este informat în momentul acesta, sigur. Mai sunt, există multe detalii, puncte de vedere, ele sunt în ziar și pe blog. Ce aș vrea să spun, ca să nu fim ipocriți din necunoaștere, nu pentru că am vrea să fim, dar chiar să nu fim. Și anume,
spitalul acesta, Ministerul Sănătății ne-a comunicat care sunt infecțiile nosocomiale de la spitalul Ilfov, raportate. Pentru că e diferența fundamentală, din păcate, în România, între cele raportate și cele reale. În 2014 și 2015, într-adevăr, spitalul apare cu zero infecții nosocomiale. În 2 ani de zile, niciuna. Nu e real, vă dați seama, e o minciună. E o minciună care încet, încet a început să fie să sară în aer, da? Să fie sfâșiată ca o cortină de spectacol prost. Și în spatele cortinei am observat în 2016 37 de infecții și în 2017 116 de infecții. Deci, raportate. Aproape de 4 ori, câte în, sau de 3 ori, în fine, cât în 2016. Ce e important, ca oamenii să știe, alarmant nu e dacă sunt raportate infecțiile și ele par multe. Alarmant este când ele nu sunt raportate. Adică trebuie să ne obișnuim de acum înainte cu toții, dacă vrem adevărul, să-l suportăm și să-l privim în fața. Și anume, dacă apar multe infecții, asta nu înseamnă că spitalul este mai murdar decât în 2014 acum. Nu. Cu mare probabilitate, el este la fel de murdar. Numai că în 2014 și 2015 se mințea din greu și nimeni nu răspundea pentru asta. Măcar din perspectiva asta, actualei conduceri nu pot să-i reproșez că ascunde toate infecțiile, că nu le ascunde. Conducerea veche, în frunte cu Eduard Armeanu, omul lui Florin Pandele și al Gabrielei Firea, le ascundea total. Acum vin să venim la zi, că, după ce am spus lucrurile astea care țin de nuanță, da? De fapt de nuanță, spun că țin de nuanța perpetuării conducerilor pe acolo. Și anume, există reacții, noi le-am luat până la urmă, astăzi, de la Marian Petrache, președintele Consiliului Județean, care spune următorul lucru și să judece oamenii, nu comentez eu, nu calific, de fapt, nu pun niciun atribut lângă declarația lui, că nu o schimb pe manager, o las acolo, ca să repare ceea ce este stricat. Îi las câteva luni la dispoziție ca să repare ceea ce corpul de control a sesizat și da, ceea ce este foarte grav. Asta a recunoscut și președintele Consiliului Județean Ilfov, că ceea ce descrie acolo corpul de control, realitatea din spital, practic, da? E gravă, nu descrierea. Realitatea este gravă și mai ales riscul la care sunt supus pacienții este grav. Acum, da, e normal că odată scufundat Titanicul, tu să-i dai aceleași capitan încă o dată Titanicul, asta să aprecieze respectatorii dumneavoastră. Bun, da, oamenii ăștia, totuși a fost o întreagă ofensivă vis-a-vis de aceste infecții intraspitalicești. După izbucnirea acelui scandal celebru, Hexifarma, s-a vorbit de calitatea dezinfectanților, de modul în care au fost dezinfectate materialele, spitalele și așa mai departe. Oamenii ăștia chiar nu au învățat nimic, Cătălin Torontan? Eu nu cred că știu. Îmi pare rău. Asta arată faptele, nu? Aici nu vorbesc despre credință, că nimeni nu-și propune să transforme un spital într-un focar de risc pentru pacienți. Nimeni nu e nebun în faza asta. Nu cred. Eu nu cred în toată credință a managerilor, a șefilor de secție, a asistentelor și a directorilor medicali. Nu cred. Nu vreau o credință. Observ însă, pe datele pe care le avem cu toți acum publice, am publicat asta tot raportul de la Ministerul Sănătății, că Ministerul Sănătății însuși susține de zeci de ori pe parcursul acelui raport, de zeci de ori, că nu există protocoale de dezinfectare, de exemplu, sau de tratament, atenție, că nu există un protocol aplicat de tratament în urma căruia, dacă descoperă o infecție, un germen, fie că e bacterie, fie că este ciupercă sau altceva, Cătălin, se dă un anumit Cătălin, Cătălin, iartă-mă, te rog frumos. Uite, vreau să asculți că l-avem la telefon pe Eduard Armeanu, fostul manager al spitalului. Vreau să-l asculți, după aceea o să luăm publicitate și o să revenim ca să tragem niște concluzii, te rog frumos. Bun găsit, domnule Armeanu. Bună ziua. Domnule Armeanu, care este adevărul cu povestea asta? 2014-2015 nicio infecție nosocomială la spitalul Ilfov. În 2016 37 de infecții, în 2017 116 de infecții. Este posibil ca în 2 ani să n-ai nicio infecție nosocomială sau s-a mințit? Bun, mie mi-e greu să înțeleg. Eu sunt plecat din spitalul ăla de 3 ani de zile. Să răspund acum ce s-a scris într-un control făcut în 2017 pe o perioadă în care eu nu eram acolo. Asta trebuie să răspundă conducerea actuală spitalului ce s-a întâmplat și, în fine, Consiliul Județean pe care ține spitalul. Mie mi-e greu să cred că
ați găsit în 2017-2018 sau în fine când o mizerie de care este vinovat un manager care de 3 ani nu mai e acolo. Pentru că nu, iertați-mă, Cătălin Tolontanță, întrebarea colegului meu era foarte concretă și nu venea de la ce a găsit vreun ziarist. Acum, Ministerul Sănătății. Eu... 2014-2015 n-ați declarat nicio infecție în spital. Asta da. E întrebarea. Ajung și acolo, da. Acum nu sunt la inchiziție și pot să-mi formulez răspunsul. Dar nu e inchiziție, domnul Armeanu. Da. E un dialog între oameni, între bărbați. Da, eu domnului Tolontan de 2 ani de zile de când mă poartă prin ziare nu i-am răspuns și nu am de ce pentru că știu misiunea pe care o are dânsul. Vorbesc numai cu dumneavoastră. Ok, eu sunt la mijloc. Bun, acum serios. Să-mi continui, ok, nu vă țin mult. În continui de la, eu nu cred că dacă dumneavoastră vă cumpărați sau găsiți cu noi în casă la 3 ani după ce s-a cumpărat un apartament, e vină proprietarul care l-a vândut la vremea aceea. De ce nu se spune că nu am avut infecții nozocomiale? Păi domnilor, eu am lucrat cu dezinfectanții cei mai buni. Eram printre puținele spitale care n-am avut contracte fabuloase cu Hexifarma, da? Dacă vreți, eu vă spun dezinfectanții și firma cu care am lucrat. La o săptămână, două după ce am plecat de acolo, o lună, nu știu exact, că nu stau să urmăresc locurile de unde am fost, s-au schimbat complet gama de dezinfectanți. Poate să fie lucrul ăsta, poate să fie. Poate s-a schimbat personalul, pentru că mie mi-e greu să cred că aceiași oameni cu care eu am lucrat din 2009 până în 2015, dintr-o dată spală valve în găleți. Eu știu personalul care era în spital. Încă ceva. Pe vremea mea, spitalul era categoria 2. Acum este categoria 3. Când am plecat din spital, așa cum am plecat, adică, de fapt, n-am plecat că am vrut eu. Am fost plecat de acolo. Ați fost ajutat să plecați. Gata, am înțeles. Așa, da. Pentru că vreau să-i spun acum singurul lucru pe care îi spun domnului Tolontan și dacă vrea, pentru că însă niciodată nu mi-a cerut părerea despre ce a scris acolo. N-am fost nicio secundă într-o situație reală de incompatibilitate, dar nu e un subiect. Am plecat de acolo, am lăsat în contul spitalului $1,000,000. Eu nu cred că un manager prost, hoț, sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, sau cum a făcut pe mine presa, după putea, în momentul în care pleacă de acolo, să lase niște bani în cont, lucrurile să fie bine. Eu aș vrea să discutați, eu nu înțeleg de ce personalul, tot medicii din spital nu vorbesc, pentru că pe vremea mea spitalul era deschis presei. Se știe foarte bine, toți veneau și filmau, toată mass media, toată presa, și dumneavoastră, și Antena, și toți când aveau de filmat, chiar și când făceam un live care n-avea legătură cu spitalul, erau la mine, pentru că aveam o relație foarte bună, pentru că stilul meu de manageriat... De bun, am înțeles, de... deci până dumneavoastră ați fost un manager competent, ați fost scos afară de domnul Petrache, cel care a și vorbit cu noi la telefon până la urmă, înainte de emisiune, dar ne-a spus că nu vrea să intre, că... vezi, doamne, când ne-o dă pe o fată de la presă și am zis că mă afiș domnul Petrache, ori aveți curaj să intrați, ori nu, la revedere. Și am să subliniez chestia asta, că vă interesează puțin spre deloc să spuneți lucruri. Gata, că am spus-o și cu Petrache, ca să fie treaba. Așa? Și acum v-a sunat pe dumneavoastră și acum ne-a spus în felul următor și ați lăsat, ați deschis o ușă. Domnule, că dumneavoastră ați folosit dezinfectați buni și acum cine știe ce se întâmplă acolo? Păi eu pot să știu, eu n-am mai călcat în spitalul acela. Din 2015, din decembrie, din ajunul Crăciunului, din 24 decembrie, când m-au anunțat că trebuie să plec, am plecat, eu nu am mai călcat pe acolo. Eu nu pot să fac acum supoziții, nu pot să fac acuzații când suntem oameni serioși. Nu mai faceți. Eu vă spun că da. Nu știu ce s-a atât întâmplat. Atât vreau să vă întreb. În locul dumneavoastră aveți o doamnă Patricia Ene, da? Eu nu am, că nu e a mea. Nu, am înțeles, bine, gata. Deci nu credeam că știți și știți de ce. Bine. Nu știu, nu m-am văzut cu doamna aceea. Am înțeles, credeam că știți ceva. Mulțumesc, doamna mea. Nu mai bine. Cătălin Tolontan, hai să tragem o concluzie, că vine publicitatea peste noi. Ar fi multe de vorbit. Locul nostru. Unu, minciună când spune că n-am vorbit. Am vorbit și a publicat interviuri cu dânsul. Doi, minciună când spune că a fost dat afară degeaba. Nu, a fost dat afară de către instanță de acolo, pentru că instanța a consacrat că Ani a avut dreptate când l-a considerat incompatibil, un judecător, dacă discutăm acum și că judecătorii dau sentințe proaste, împreună cu o altă discuție, da? Deci, da. A doua minciună. A treia minciună,
care este o insultă la adresa științei, practic, nu există manager de spital care să poată spune că el a făcut astfel încât să nu aibă niște locuri infecții nosocomiale în România în 2014 și 2015. Asta ar fi este o performanță, crede-mă. Ar fi Guinness Book of Records să existe un spital în România fără o infecție nosocomială. Dacă astăzi ne susține în fața tuturor că n-a avut nicio infecție și asta este proba meritului managerial, este pur și simplu o insultă la adresa, nu la adresa inteligenței noastre, este insultă la adresa științei. Bun. Îți mulțumesc, Cătălin. Vine publicitatea peste noi. O să reluăm cumva într-o emisiune mai pe larg subiectul ăsta. Mulțumesc că ai intrat în legătură directă cu noi. Luăm publicitatea, doamnelor și domnilor, și vedem ce se mai frământă în țara asta, că vine Ștefan Iadveș cu vești. Se schimbă șeful de la CNR, se pare, de la Compania Națională de Infrastructură Rutieră. Și în plus de asta o să vedem ce se mai întâmplă, că a mai apărut, bă, încă un agresor sexual în Poliția Română. Dita mai șeful de această dată. Publicitate, revenim. Ești ofițer de poliție. Nu este doar un loc de muncă, e chiar propria ta identitate. Când trebuie să recunoști și să spui, nu mai aud, este groaznic. Auzul este foarte important. Aceasta este o tehnologie extraordinară. Testează-ți auzul astăzi, 031-9599. Cu aparatele auditive Audionova, acum fac din nou ceea ce iubesc. Aparate auditive Lynx 3D, virtuale și invizibile. Audionova mi-a schimbat viața. Sună cu încredere la Audionova chiar astăzi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Ocaziile speciale trebuie sărbătorite, dar pentru Andrei asta înseamnă arsuri gastrice, iar pentru fratele său Geamăn, Adi, indigestie. Însă amândoi folosesc Gaviscon. Calmează rapid arsurile gastrice și indigestia și acționează timp îndelungat, iar Andrei și Adi pot sărbători în continuare alături de cei dragi. Gaviscon tratează simptomele refluxului gastroesofagian. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă simptomele nu se îmbunătățesc după 7 zile, consultați medicul. De ce le place femeilor Milde? Pentru că este delicată. Milde combină un strat mijlociu mai gros cu 2 straturi exterioare ultra delicate. Este cea mai delicată Milde de până acum. De aceea, mai mult de 97% dintre consumatorii Milde îi apreciază delicatețea. Milde, puțin spus perfectă. Când sunt răcit, nimic nu funcționează la birou. Din fericire, iau Nurofen răceală și gripă și calmez rapid principalele simptome. Nurofen răceală și gripă. Nu uita de Linex din prima zi de tratament cu antibiotic. Protejează-ți echilibrul florei intestinale. Linex, un produs Sandoz. Copii, am invitat un expert în Fairy economie. Vreți să vedeți cum acționează Fairy? Puterea lui Fairy cu spumă activă îndepărtează grăsimea și lasă de 3 ori mai multe vase curate decât te aștepți. Acum într-o sticlă nouă. Asta numesc eu Fairy economie. În pat cu febră? Sau în febra petrecerii? Acasă răcit? Sau te bucuri de meciul fiului tău? Descoperă efectul noului Teraflu răceală și tuse capsule. Formula 3 în 1 combate simptomele supărătoare de răceală și gripă și este gata să acționeze după 10 minute. Noul Teraflu răceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă, acum și sub formă de capsule. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Când se bărbieresc, iată ce fac bărbații, încercând să taie fiecare fir de păr. Iată ce facem noi. Gilet cu tehnologia Flexball oferă contact maxim pe conturul neregulat al feței și taie practic orice fir de păr. Gilet, perfect bărbătesc. La primele semne ale durerii în gât, acționează imediat cu Strepsils miere și lămâie. Are efect antiseptic și oprește dezvoltarea microbilor. Strepsils miere și lămâie, eficient în tratarea durerilor în gât. Credeam că mă spăl corect pe dinți. Încă văd placă bacteriană, iar aceasta poate provoca boli ale gingiilor și carii. Ar trebui să treci la periuța electrică Oral-B cu capăt rotund. Față de periuțele manuale, capătul rotund Oral-B înconjoară fiecare dinte și îndepărtează mai multă placă bacteriană. Îmi simt dinții mai curăți ca oricând. Oral-B. Spală-te pe dinți ca un medic dentist. Atunci când apare durerea de cap, de dinți sau de spate, poți conta pe eficacitatea lui Nurofen Forte 400 de miligrame. Cu doza maximă de substanță activă disponibilă fără rețetă, țintește sursa durerii, acționând acolo unde este nevoie. Nurofen Forte 400 de miligrame. Ținta lui este durerea.
Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La EMAG, săptămâna electrocasnicelor aduce până la 25% reducere la mașinile de spălat și uscătoarele Arctic și Beko plus 250 lei card cadou prin buyback. Ai mașină de spălat Arctic 7 kg, 5 ani garanție la 999 lei. Arctic, tehnologia de acasă. EMAG. Fotograful a ajutat să imortaliza această zi istorică. 1 decembrie 1918. Armistițiul a fost încheiat astăzi. Jackai! Este spioana! Unde e Bach? De ce n-a ajuns? Un fotograf! Bine români, vin la Alba Iulia. Pe aici, domnule Bach. Mărză. Samuel Mărză. Mărză? Istoria e scrisă de cei ce nu renunță. BRD. Banca ta, echipa ta. Răceala te chinuie cu simptomele ei. Această combinație eficientă de trei substanțe active din Parasinus te ajută de fiecare dată să lupți împotriva simptomelor de răceală și gripă. Oricât de supărătoare ar fi răceala ta, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ești ofițer de poliție. Când trebuie să recunoști și să spui "nu mai aud", este groaznic. Testează-ți auzul astăzi, 031-9599. Cu aparatele auditive Audionova acum fac din nou ceea ce iubesc. Audionova mi-a schimbat viața. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Am răzvărit, doamnelor, domnilor, este una din acele zile, 4 breaking news-uri într-o oră, într-un mai puțin de o oră. Avem o nouă știre pentru dumneavoastră, anume că sunt polițiști cercetați pentru favorizarea pedofilului. Cum care pedofil? Știți și voi, și știe multe și Liliana Năstase. Din nou, bun găsit, Liliana! Bun găsit, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a extins astăzi cercetările în ceea ce privește pe polițistul Eugen Stan. Procurorii de la parchetul general îi vor cerceta pe polițiștii de la secția 5, cei de la secția 18, cei acuzați că ar fi șamalizat incidentul din decembrie 2015, când Eugen Stan a avut o tentativă de viol asupra unei tinere de 32 de ani în scara unui bloc din sectorul 5. Deocamdată s-a început doar urmărirea penală in rem și urmează ca polițiștii care au avut dosarul în lucru să fie audiați cel mai probabil săptămâna viitoare și să se stabilească dacă se începe sau nu urmărirea penală împotriva lor și dacă se impun măsuri preventive. Mulțumim, Lele, toate bune! Bun, aveți câte 30 de secunde. Mulțumesc că ați venit în emisiune. George Rupă. O să încerc să fiu foarte scurt. Sunt obligat să fiu, da. Nu, dincolo, noi ne uităm acum la scandalul politic, Tudose, Dragnea și așa mai departe, dar în realitate sunt anumite instituții populate de oameni care se consideră deasupra legii și care consideră că dacă poartă o anumită uniformă, nu trebuie să răspundă în fața nimănui. Și aici probabil că nu includem doar poliția, ci și alte instituții, inclusiv de forță. Ștefan Nedvești, 3.